Domnule, de exemplu, numai de mult decât ieri am văzut un film despre, sau arată ieri, despre tunelul care vreau să-l sape în primul război mondial sub Buceci ca să lege Petroșița de Sinaia. Trebuia să fie un tunel de 6 km. Și a început să-l sape. Deci a fost săpat în primul război mondial. Vorba înainte de a avea război mondial, a mai săpat o bucată. Ei, asta e real. Asta se... Și de aici, legendele despre tunele, tunelele făcute de extraterestri pe munții Buceci, care ajung până în Tibet, care ajung până sub Marea Piramidă și nu știu până unde. Deci, cam există în foarte multe lucruri un sâmbure de adevăr, care pe urmă a fost amplificat și amplificat și amplificat până când a devenit cu adevărat neverosit. E adevărat că nu poți nega pe baza unei teorii nimic ceea ce nu a fost, eu știu, dovedit că nu există. E foarte complicat să dovedești că ceva nu există. Simplu fapt, deci absența dovezii nu este dovada absenței. Asta este o frază pe care am auzit-o foarte des. Nu poți să spui însă că există ceva până când, pe baza unei teorii, până când n-ai mâna pe acel ceva. Oase imense au fost găsite de-a lungul întregii istorii a omenirii. De exemplu, oasele dinozauri care erau scoase la suprafață. De aici a apărut poveștile cu uriașii. E, mai departe, a mai fost și Photoshop-ul și așa mai departe. Deci ăsta e răspunsul la prima întrebare, foarte rapid. În legătură cu misterul, ar trebui să iau de la început, dar nu vreau să vă răbesc. Este o poză între astea. Dacă o studiați, e cam așa, zice, sunt cele patru etaje ale acțiunii. Un etaj este cel operațional. În casa mea aud niște zgomote în pod. Și zic, da, trebuie să fie niște animale, niște... Merg sus, pun o travă, pun... Nu constat nimic. Atunci îmi modific viziunea despre asta. Nu, poate că nu sunt. Poate că este altceva, poate că sunt alte vietăți. Și modific imaginea, deci cunoașterea podului respectiv și ce ar putea să existe acolo. Pe baza asta elaborez alte strategii. Nu funcționează nici alea. Merg mai sus, merg mai sus și la un moment dat am epuizat toată știința. Am pus camere de luat vedere, am pus tot ce trebuie și zgomotele persistă în continuare. Și atunci, dintr-o dată, nu mai am resurse, nu mai am teorii, nu mai am strategii și persistă problema. Și asta o numesc acolo mister. Deci în momentul în care mă confrunt cu o situație din realitate, pentru care brusc nu am niciun fel de nici cunoaștere, nici teorii, nici strategii, însă problema persistă. Asta este misterul. Probabil că e o explicație simplistă, misterul probabil că e ceva mai complex. Dar e un răspuns. Nu se vorbe și așa, se poate? Bună seara, și eu sunt un cititor vechi de-al dumneavoastră și pe baza cărora am și câteva lucrări, licența și doctoratul câteva. Problema care m-a frapat în seara asta se referă la epistemologia paranoică. De ce? Pentru adică, să ne-o definiți, să ne desfineți. Da, eu mi-am trecut rapid.
pe cineva poate ar amuza, s-ar gândea patologic, dar cine știe de avatarul postmodernității și ale modernității reflexive, merită să pun astfel de întrebare. Deci cel mai bun exemplu este că pe fiecare post de televiziune raportat la același eveniment vezi diferite definiri, dintre care ce e adevărat. Deci nu există metadiscurs. Deci fiecare spune ce vrea, are o cunoaștere proprie sau un discurs propriu care influențează decizia. Există niște limite ale contactelor interumane, din păcate, și rămânem în ceață. Recunosc că termenul l-am inventat ad hoc pentru ca să caracterizez ceva, nu este ceva din literatură. Poate că este puțin exagerat, am șarjat puțin termenul, însă exact la ce m-am referit. Trei coincidențe și omul deja bănuiește că a descoperit o legitate. Deci, de trei ori mi-a trecut pisica neagră prin față și am avut ghinion, deci eu am ghinion ori de câte ori îmi trece o pisică neagră prin față. Este inducția aceea pe care Hume a criticat-o încă în secolul XVIII și, mă rog, și asta este prima fază. A doua fază a epistemologiei paranoice este că, luând acestea drept fapte, deci coincidențele astea și legitatea presupusă că, iată, pisicile negre aduc ghinion sau altceva, găsiți orice, calendarul Maya sau orice altceva, Nostradamus sau... Deci, găsesc niște lucruri care par să se potrivească și atunci trec la faza a doua. Construiesc o lume ideală. Adică, dau niște definiții relativ riguroase și spun, deci adevărul 1, legitatea respectivă, asta deja este, ține de lumea ideală. Pisicile negre când traversează, nu știu cum, atunci produc ghinion. Și asta e axioma. Construiesc lumea ideală în felul ăsta și în momentul în care eu construiesc o lume ideală, trebuie să fiu conștient totdeauna de un lucru. Lumile ideale sunt totdeauna coerente. Eu mi-aduc aminte câtă fascinație a produs pentru mine când am descoperit în liceu trigonometria. Plecai de la niște formule, ajungeai la alte formule. Dacă plecai de la altele, ajungeai înapoi la primele și oricum te mișcai, formulele respective se recreau unele pe altele. Era ceva fantastic. Dar eu nu mi-am dat seama că eu mă mișc în interiorul unei lumi ideale acolo. Pentru că un mare matematician numit Gauss a tocmit niște topometri să se suie pe trei vârfuri de munte și să măsoare unghiul, să vadă dacă într-adevăr suma unghiurilor într-un triunghi este 180 de grade sau nu. Deci în geometrie era 180 de grade. El a vrut să vadă dacă și în realitate. Deci el avea acut în minte diferența dintre lumea ideală a geometriei euclidiene și realitate. De altfel, el a și preconizat geometrii ne-euclidiene care au fost potrivite dacă constata o diferență la unghiuri. Iată deci că trebuie să avem conștiința faptului că o lume ideală totdeauna fascinează prin coerență. Și al treilea pas al epistemologiei paranoice este că omul crede că dacă a dat peste lumea ideală care în mintea lui funcționează, aia este unica lume ideală. Și în momentul ăla începe să profetizeze. Dar profetizează
conștient că El este deținătorul unicului adevăr și e datoria Lui să o transmită. În realitate, toți trei pașii sunt greșiți. Deci asta am numit epistemologie paranoică. Așa, o întrebare. Trăim o realitate documentată în care acumularea de cunoaștere a crescut exponențial și merge din ce în ce mai vertical. O realitate care se accelerează fabulos. De fapt, este alt tip de realitate. Discutam cu Florin săptămâna trecută dacă în aceste condiții n-ar trebui să ne repoziționăm față de această nouă realitate în care trăim. Am intrat în altă realitate. Dacă n-avem nevoie de o altă abordare epistemologică. Pentru că trebuie să discutăm între vârfurile de dezvoltare, de cercetare, gândire, să facem o transversală de comunicare. Vorbim din străine din ce în ce mai mult. Suntem în Babilon complet. Trebuie cel puțin de etapă, o nouă epocă de unificatoare, de renaștere, care să comunice pe orizontal. Da, eu sunt perfect de acord cu ce ați spus, dar, din păcate, sunt trist și sceptic. Dar există o vorbă cinică. Niciodată n-am fost așa să nu fi fost cumva. Sau într-un fel. Deci, bănuiesc că societatea umană va găsi o soluție. Dar o soluție colosală este până una alta Google și Wikipedia și așa mai departe. Deci, dintr-o dată, avem mult mai ușor acces la niște cunoștințe. Dar mi-e teamă că este un balon de oxigen care în 10, 20, 30 de ani se va epuiza și atunci o să fie din nou nevoie să se mai inventeze ceva. O soluție pe care o vor inventa în mod cert oamenii va fi chipul băgat între ei, prin care să comunicăm între noi cu un anumit vocabular bine stabilit și standardizat. Dar mi-e și groasă să mă gândesc la asta. Sau l-avem deja și în folosit? Nu, dar cuvântul standardizat, dintr-o dată, mi-a închis o mulțime de uși. Și asta mă îngrozește. Alte întrebări? Bună seara, mă numesc Andrei și am și o întrebare care nu este foarte științifică. Există un autor foarte interesat care m-a surprins în ceea ce spune Paulo Coelho. Cine? Da, Paulo Coelho. Coelho. Da. Și aș dori să știu ce părere aveți despre ceea ce spune, că practic orice carte o programează într-un fel creierul și schimbă mentalitatea oamenilor și sunt curios dacă... S-a pronunțat aici cuvântul meme. Memele sunt acele noțiuni care devin niște puncte pe care vor să se sprijină construcțiile intelectuale. Dar aș vrea ca să încep cu experimentul pisicii. Au fost băgate niște pisici, nou născute, în niște cutii. Jumătate din cutii copsite cu dungi orizontale, jumătate cu dungi verticale. Și în așa fel încât pisicile nu se puteau vedea nici pe ele însele. Deci, un cule cu ceva, vedeau numai acele dungi. Grănite artificial, întuneric. Când au crescut cât de cât, i s-a dat drumul. Nu mai puteau înțelege din lume decât ceea ce aducea atunci verticale, respectiv atunci orizontale. Deci în mintea oricărei ființe, al oricărui mamifer, să zicem, sau vertebrat, sau ce poate ce mai stă, se stabilesc niște legături
în primele zile, în primele săptămâni, în primii ani de viață, care pe urmă nu mai pot fi reprogramate. Toată povestea asta ucinuitul pisicilor a plecat de la problema copiilor nu, care nu puteau fi recuperați. Deci care au trăit în mijlocul animalelor și ulterior nu mai puteau învăța nici să vorbească. Și nu se mai puteau integra nici în fel. Deci dacă n-ai învățat într-un anumit fel niște lucruri, nu le mai poți învăța altfel mai târziu. Deci, asta este valabil și cu cărțile pe care le citim. Deci în momentul în care în copilărie am citit niște cărți, ele ne-au format mintea într-un anumit fel, când citim alte cărți, ne-au format mintea în alte cărți. Altfel, și dacă n-am citit nicio carte, Doamne, sunt din ce în ce mai mulți, atunci se vede cam cum funcționează acea minte. Nu știu, poate că e bine și așa, dar o să vedem. Cred că mai relevant dacă, decât numărul cărților citite, probabil că este calitatea informației asimilate, indiferent de sursă. Da. Eu mi-aduc aminte. Cartea are, prin procesul de publicare, un set de filtre care îți garantează un anumit nivel de calitate al informației din carte. Eu am o bibliotecă foarte mare. Chit că am început să vând cu saci la anticariate, că deja nu mai încap de cărți. Dar, mă rog, aici zicem în jur de 4.000-5.000 de cărți, pe aici vom lua. Nu asta contează. Contează că acolo sunt cărți esențiale. Enciclopedie, istoria artelor, cărți de filozofie, de istoria lumii, multe, multe cărți, hai să zic, de non-fiction. Sunt și de fiction. Eu am tot